Am ajuns de la Iliescu la Dumnezeu în filmul lui Tarantino. Băi, nu știu dacă ai văzut Once Upon a Time in Hollywood, noul Tarantino. Am înțeles că se ia de Bruce Lee și eu sunt fan Bruce Lee și refuz să cred că cineva poate să se ia de marele Bruce Lee. O face și o face la modul mizerabil. Însă, este atât de frumos descris Hollywood-ul al anilor 60 acolo, este o capodoperă întinsă pe aproape 3 ore, pentru că atât de arogant este Tarantino. Dar îl iubesc pentru filmul ăsta, este atât de cinematografic. Filmul ăsta mie mi s-a părut superb, Once Upon a Time in Hollywood. Și ce actorie, aur, vai de mine, superb. Glumița mea preferată din film este în momentul în care personajul jucat de DiCaprio își uită replicile și are acea mică criză existențială în cabină, care este făcută din caturi, pentru că și-a prinde o țigară și exact de-aia și-a aprins-o, se vede treaba regizoral, și e făcută din caturi. O glumiță atât de fină pe care, culmea, n-am sesizat-o la prima vedere. Lupta cu alcoolul. Plus, era Manix pe televizor, conservele alea la Andy Warhol cu care hrănea câinele, totul este impecabil acolo. Plus, să te dai cu un Porsche în Hollywood, doamnelor. Ce a rămas el de la Yes, acolo? Baby! De câte ori se urca în mașină, pornea muzica instantaneu și dura muzica, deci tot raidul cu mașina era aproape cât dura melodia, da? Deci asta te bagă iar într-o dimensiune de asta de... nu neapărat de cinefil, ci de meloman. Deci asculți muzică. Un prieten spunea că e o chestie de narcisist să ții un spectator la... ataca regizor, să ții un spectator mai mult de o oră jumate într-o sală de cinema. Băi, la Tarantino... Da, este scuzabil. Parcă le face intenționat. Asta ține aproape 3 ore. 3 ore, da. 2 ore 40 are ceva de genul. Da. Mortal. Ții minte în Quentin Tarantino, da? În Pulp Fiction. Bun. Și un episod care ei doi intră să recupereze The Thing. Și sunt niște mici traficanți cu care ei interacționează și unul dintre ei iese din toaletă cu dinamai pistolul și trage, golește practic pistolul la un metru jumate în fața lor. Și niciun glonț nu-i atinge. Bun. Ei discută acest episod. Fact. It's a fact. Și Vincent Vega spune, I don't know, it just happened. Celălalt spune, nu, eu am văzut, tu dacă vrei să fii orb, n-ai decât. Și spune, did you actually think that God came down from heaven and stopped those bullets? La care nu îi se răspunde. El îi spune, ai văzut? Ai fost cu mine, ce concluzie tragi tu, treaba ta. Mie mi se pare că asta este, într-un mod așa, pop culture, esența libertății. Și am faptele, două persoane care sunt față în față cu același fapt. Una zice A, alta zice non-A. Și eu cred că frumusețea vieții, nu numai în sens estetic, dar și în sens moral, este dată fix de această posibilitate. We love pussy, yes we do.